au mai rămas, care au fost reprezentate. Știți numărul sau nu? În viață. În viață, da, da, da. În viață. Da, eu vă spun, eu vă spun că de a fixa, nouă ne vine greu să fixăm câți au fost împușcați. Dar ce se întâmplă? Că noi nu putem să fixăm mor cu nimeni în decisie, că rezultat, deci cinul cele ce le-au făcut cândva, așa, se răsplângă asupra vieților. Și ei mor și noi nu, eu nu cunosc cifra aceasta. Uite, acum am fixat mă câți s-au rămas. Eu am spus de problemă, ei nu eu, dar viitoarea, deci conducerea, nouă conducere care o să fie alesă azi, ar trebui într-adevăr să se ocupe de această problemă, să vedem noi situația. Dar vă spun că a rămas un procent foarte mic. S-au rămas cine? Bunele au decedat acolo, copiii și nepoții mei au rămas. Și aia este amor. Domnul Popescu, preveniți filialul, știu, în Budnist nu mai trei. Da, da, da. Și gata, trei. Mai sunt întrebări? Nu. Acum trecem la dezbaterea raportului de activitate a societății regionale în Golgota. Cine dorește să iei cuvântul? Eu tot cu domnul Dorin de acum primul a luat cuvântul să fixăm 3 minute jumate. Așa, cine doritori sunt? 3 minute. E bine, domnul secretar. Ar fi bine să spuneți ceva, să dați aprecierea lucrului societății Golgota, aprecierea acolo, voi spune mai cer dar de acum dată cuvântul. Domnul Dumitru Părăciu. De fapt, i-am propus câteva minute, a trecut peste multe lucruri interesante, a trecut despre bătălia pentru a imortaliza numele deportaților din Primorochia, câte probleme au fost acolo, totuși domnul Popescu a reușit. A trecut cu vederea, că am trecut ieri prin Dimca și am văzut crucea deportaților care pe banii lui Popescu se face, va fi sfințită foarte curând. A fost un om harnic, a născut o Golgotă care dispăruse, a umblat sabelea cu trăierat pe banii lui, deci el merită apreciat la nota 4. N-a fost excelent totul. Asta deci... 5 baluri ai nu, nu 5 baluri, îi pune 4. Eu mă gândesc că Golgota este opera lui, el trebuie să rămână în continuare. Din păcate n-a avut parte de un vicepreședinte. Acest vieri a ridicat mâinile și a plecat. Nici nu se arată aici. El a fost ales ca acest om, la un moment dat, să poată înmâna conducerea unui tânăr. Acest tânăr n-a mai venit. Deci eu cred că în perspectivă trebuie doi vicepreședinți aleși. Popescu este o persoană de 70 de ani. El nu poate alerga în continuare prin sale. Un vicepreședinte se ocupe de muncă organizatorică, iar altul de știință. Noi scriem în presă, cuvântăm. Și de când vorbim o carte a durerii mare pe bază de analiza cauzelor, faptelor, ca să apară o dată, asta ar fi cel mai minunat lucru și l-ar putea face Golgota regională. Din păcate, noi am luat o perioadă. 40-41, 44-54. A murit Stalin, neamul românesc n-a mai trecut în infernul comunist. Dacă denumirea Golgotei este victim sub regimul totalitar, de ce uităm cu desăvârșit despre perioada breșnevistă? Nu țineți minte că am împlut noi lagările de psihiatrie din Uniunea Sovietică, că eram neblagonadioșni. Unde eram trimis noi la muncă când terminam universitățile? La Curgan, în Ural, 2-3 ani, că nu mai vineai niciodată. Nu de căsătoreai cu Rusoaie când nu mai erai șef niciodată, nici în partid nu te primea. Din s-au ars cărțile românești în 69-72. Nu aveam voie să citim o publicație din România. Toți eram primiți ca naționaliști burghezi români. Arestări, suspectări, descinderi, noi uităm. Ar trebui de mai lărgit până în perioada de azi. Totul s-a întâmplat. Că și azi sunt aceleși metode. Ia uitați, oameni buni, unde este administrația noastră regională? În primul rând a fost invitat un om aici, care răspunde de chestia asta. Nu-i. Administrația nu mai dă societăților culturale românești o lețcaie, un ban de o bucată. Și ca să-ți dea un ban, trebuie să faci atâta hârtie câte saturi.
Și la urmă trebuie să le dai din suma aceea mizerie 20% lor înapoi, că ei n-au cu ce trăi. Nu e frumos, pentru că aceștia de la administrație au venit și datorită nouă la putere. În primul rând i-am votat, într-al doilea rând, i-ar fi fost alt regim, nu un regim democratic, dacă... Nu le votam. Nu. Deci, Popescu trebuie susținut, iar în prezidiu trebuie să nimerească oameni tineri. El are nevoie să-și pregătească un viitor președinte. Și uitați-vă, oameni buni, în ultimul timp avem trei golgote. Aici e numai una. O golgotă orășănească, reprezentantul ei nu-i. O altă golgotă care a fost și nu mai este, ea există numai România. Merge reprezentantul ei, așa zis președinte, se reprezintă peste Popescul. Președintele Golgotii, lumea este indusă în eroare. Și când vine cineva din România să realizeze un interviu, o înțelege cu domnul Popescu, Popescu este dat într-o parte că este alt președinte a Golgotii. Noi îl alegem, l-am ales, dar ce se primește? Eu cred, ne apucăm de lucru. Fiecare membru a prezidiului să aibă o direcție. Unul se ocupă de stramutările populației regiunii sudice, și alții de postele deportări, și alții perioada brejnevistă. Și deodată trebuie depus punct pe date de la Fântâna Albă. Noi știm câți au murit, câți au murit aproximativ. Acum citesc undeva că au murit 3.001 om. Acum am găsit 7.000 au murit. Dar coloana nu a avut nici 1.500. Nu putem noi falsifica datele. Bine, au mai prins oameni pe undeva, prin păduri, prin... Hai, lasă fie 200 de victime, 300. Dar nu ajungem la 7.000. Spunând adevărul, singur ne facem rău. Deci eu pledez pentru Popescu ca președinte.